Am zis că o să joc cu acest loadout de Pyro, însă nu mai știu dacă am jucat cu acest loadout, așa că o să joc cu acest loadout ca să fiu sigur că am jucat cu acest loadout. Bun. Am o idee, deci o să mă joc cu prostia asta și apoi cu... Băi, deci tu chiar mă enervezi. Deci tu chiar vrei să mă enervezi, a? Deci tu chiar vrei să mă enervezi de tot, a? Mare greșeală. Mare greșeală. Pe el, săracul. Ce aia? Ce? Se, bă. Lasă, vreau și eu să mă uit la ce dracu era aia și tu ai luat-o repede. Mă rog, și ce? Poate era doar o minge de aia. Oh, văd un inamic. Stai așa că dacă joci cu acest loadout, trebuie să fii sneaky-sneaky. Ok, nu mai e nimeni pe aici. Să fii sneaky-sneaky, știi cum zic? Adică să faci, uite, de-astea. Te-ai împins, da, mătii. Așa, acum... Oh, era din Rusia! Ha, cu atât mai bine. Așa, te urci aici, apoi îți sare cineva în cap și te enervează. Hai, mă, urcă că trage cineva în mine, în pana mea. Fuck. Fuck. Nu poți să dai reflect cu chestia asta, consumă prea mult și mai bine mori, știi? Că așa e. Ia uite cum pușează. Băi, frate, lăsați dracu cartul ăla și vă duceți, omorâți naibii, inamici, nu? Nu pot să înțeleg de ce lumea joacă la obiectiv pe Hightower. De ce? Ce mai stupidă chestie pe care ai putea să o faci? Ce dracu s-a auzit pe acolo și prin casă? Scomote de tigăi și alte prostii. La iar se joacă cu... Marș, mă! Marș! Săracul de el. Top! Eu nu pot să fac așa pentru că eu mi-au headshot la mama dracu. Și ce? O să mă duc acolo și să mor de nu fac ravagii. Ravagii! Nu e spai, băi, relaxează-te, doamne. Ăștia pușează cartul pe aici, iar tu te chinui cu un pyro de la tine. Unde e celălalt? Ha? Marș, mă! Hai că pe asta nu mai cred. Ceva nu e bine deloc aici. Ceva nu e bine deloc. Ok. Bun. Ok. Deci de nu mă duc eu și de nu le fac ravagii pe acolo așa la sniperia aia, să nu-mi ziceți mie punk. O pleacă dracu de aici, nu vezi că am treabă, doamne. Așa, în sfârșit. Da, thank you, aș putea să spun, dar nu o să spun asta pentru că puteam să fac alte lucruri și fără tine. A, fuck. Da, mă, sunt chiar acolo, ok. Trebuia doar să confirm și acum sunt și mai mulți. Băi, dar trebuie să ajung cumva acolo așa, nedetectat. Asta e ideea, trebuie să fiu un nedetectat. Și apoi după aia o să omor oameni. Uite. Dar poate nu te întorci. A meritat. 50 de muniție, de asta a meritat. O, acum... O să fac ceva de genul ăsta. Fac, am un sentry acum acolo. Știi, cred că universul e împotriva mea astăzi. Poate dacă scot puțin... Fac. Oh, uite, sentry gun down. Ok. Și acum am viață de... Da. Oh, uite! Uite! Fac ravagii, fac. 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 Sunt atât de mulți, mă. Nu merge nici așa. Trebuie să fie altceva. Trebuie să existe... Da. Săracul de el. Cu tot cu parașută. Nu te-a prea ajutată parașuta ta, a? Fraiere. Oameni care joacă cu parașute. Hai, băi, vă rog, eu nu... De fapt, știi ce? Capturați-l, măcar runda viitoare nu o să mai încerce lumea asta-l cap... Ok, nu l-a capturat, no. Hai, mă, marș, mă.
Ceva nu e bine aici, așa. Ha, uite, levelul acum îl scrie cu galben. Ce căcat e ăsta? Acum am observat. Ha. Oh, și ăsta are ceva freză. Bă, să mor de se potrivește, frate. Nu se potrivește. Ce e asta? Au băgat cele mai de căcat chestii în Team Fortress. Cele mai de căcat. Ia, stai așa. Stai așa, mă. Doar n-au pus entry pe acolo, că... Parcă s-aude ceva zgomot, da. Așa, așa. Da. E un sentry, oameni buni, e un sentry. Văd un spion. Op, și iar e un pyron spatele meu. Te-ai îngătu, mă, tibăi. Chiar ai de gând să fii bulangiu, a? Chiar ai de gând să fii bulangiu, a? Ai de gând să fii bulangiu? Păi bine, că eu am viața aici și așa tu nu ai. Futu-ți morții, mă. Ok. A cerut-o, ok? A cerut-o, a cerut-o tare de tot, că tot mă freca cu puful lui, fraierul dracu. El se crede șmecher dacă dă puf. Ia stai, mă, că mă duc eu acum după stup. Ce? Ce? De ce? Era a meu. Am pregătit și critica din fundul grădinii pentru el și voi. E frumos să joci Pyron. Chiar foarte tare. Și de când au făcut nerf-ul ăla la Extinguisher, bă, oamenii s-au cam lăsat de Puff and Stig. Și acum parcă nici eu nu-i mai văd valoarea. Mai bine să faci asta. Ce zici? Ah. Ah, ok. Deci, faci așa. Stai, nu. Faci. Fac. Acum n-a sărit deloc. What the hell, man? Ok, asta nu e bine deloc. Oh, acolo era. Iar s-a dus acolo, deci l-am prins odată și acum iar s-a dus. Ești unde mă duc acum când mă responez? Firar, mama, dracu, de sniper. Stai, mă, o secundă. Iar ăsta ce face, frate? Aoleu! Aoleu! Ce bătaie și-a luat. Ia trecem cu acema, dacă tot ești șmecher și pe aici, a? Ce zici de asta? Bă, da, câte lovituri vrei să-ți mai dau de curiozitate, așa? A? A, ți-ajunge. Bine că ți-ajunge, firar, dracu, da. A, ești șmecheră, ești sniperă. Arunci cu gerate, a? Am făcut cristelința, mătii. Oh, știu. O să stau aici. Ah, poate și acolo, dar oare ajung? Oare? Fuck, nu se poate ajunge. De fapt, n-am ajuns acum. Oare? Poate... Dacă să... No, nu se poate ajunge acolo. No. What? A sărit în capul meu. Ăla se crede spy sau... Te ajut eu? Nu, no, nu te ajut. Pleci, ok. Și măcar nu vreau să-l ajut, adică... Pana mea, e doar un soldier. De ce l-aș ajuta? Iar încercat să... Ok, și reușit să capturați, aparent. Not nice. E, acum eu trebuie să mă duc să omor alți oameni. Da? Ok, nu mai e nimeni. Extrem de plictisitor. Dar măcar ăsta are o pălărie șmecheră. Cu fulgere. Verzi. Ce știți voi? Pălărie cu fulgere, verzi. Atât de interesant, atât de game changing. Nu prea. Oh! Oh! Uite-i! Uite-i cum stau! Chiar acolo. Stai unul. Stai doi. Atât? Ok. Iar acum aș vrea să mă urc aici. Așa. Și acum. Oh, what? Așa. Am nevoie de mai multă viață ca să fac chestia asta. Cred că nici n-a văzut-o venind, frate. Atât de malefic. Atât de malefic. Bun, îi ajunge, gata. Bun, perfect, locul perfect. Și acum stai nimișcat și să nu le atragi atenția. Dar când ies să uită în stânga, dreapta, le sare în cap. Da, cred că mai bine o să-l... E unul acolo. Bine, mă, că ai venit și tu și faci aceeași chestie pe care vreau eu să o fac.
Uite, și încă am costumul de zombie, ce tare asta. Trage și tu una la sau... Fac. Ne-a văzut cineva, am fost descoperiți, dude. Fac. Vorbești serios? Ceva nu e bine aici, a tras de două ori foarte repede. Oare era același tip sau... E din cauza că ratatul ăla de soldat a venit el cu mine, știi? Asta se joacă, frate, cu... Ia stai că mă duc și o să mă joc cu el. O să-i arăt eu puterea ciocanului meu. Băie! Bă, nu fi bulangiu, băga-mi-aș, mă, ce om și el. Du-te, mă, dreacu, că eu mă joc cu tine. Păi da, frate, mă duc la el cu mail, eu știu să fiu și eu nice. Și îl trage, frate, căcatul cu shotgun-ul după mine. Ia stai, mă, o secundă, mă, mizerabilule. Na, e mort, ok. Acolo e ceva. E doar un spion. Inamici? Ce s-a întâmplat? Ha. Uite un inamic. e trist. Oh, uite. Mutu, băi. Ești tu șmecher, a? Ah. Ce șmecherie știe și el, mă, să arunce cu un gerati. A meu. Și acum câștigă și acum mă duc să omor mai mulți oameni. Pentru că așa funcționează lucrurile aici. Doamne, câtă viață are ăla, frate. Atât? Da, sunt toți morți. Asta e impresionant de... uite, are unusual, ce șmecher e tipul. Eu nu sunt șmecher. Dar asta nu e foarte incitant. Uite, are un unusual și două pălării chiar. Uite, vezi? Ha, ce tare. Băi, mamă, ce șmecherie. Iar ăsta... Bă, și ăsta nu e prea urât ăla așa. Uite, cu aia vopsât așa, e tare. Dar nu aud ce spune. Nu aud ce spune pentru că sunt cam surd. Și voi, toți acum sunteți surzi. Ce faci, mă, pe aici așa? Ești doar un idiot care a venit să ia aia de acolo, pentru că și dracu știe de ce. Mă rog. Ador să fac chestia asta, e atât de fun. Ai, mă, planul meu perfect s-a dus pe pula. Au, ce căcat. Adică... foarte șmecherie, pe acolo și-a scoate aia, fute una în cap. Ok, o lovitură. Apoi mai dai una. Încă o lovitură. Nu, n-a ajunge să moară. Nu. Și apoi vine și îți dă o critică. Deci, minutele alea, mă rog, câteva secunde, dar înțelegeți voi la ce mă refer. De grațiozitate în care demon... E șmecher, a? Te duci în pis de la mătă dacă e șmecher. Minutele și secunde, de fapt, am zis, nu sunt minute, dar vorba vine, știi? În care eram grațios ca piro în aer, în aer. Oameni buni, ușor, băieți, că... m-am lovit iar de aia de tren. De ce? De ce mă tot lovesc de aia de tren? Șmecher, a? Vreau să sar acolo așa și să omor un sniper, dar nu. De ce? De ce pune ăștia sentry-uri acolo? E cel mai stupid spot, ca să nu zic loc, să zic spot ca să par mai interesant. Și uite că funcționează! Funcționează, firea mama dracu de treabă. Mă rog. Stai o secundă. Ce face tipul ăsta aici? Nu face nimic, asta face. Mișcă băgame și piciorul. Cred că se joacă cu itemele și se duce la ea să le schimbe. Mă rog. Poate are nevoie de timp să-și facă loadout. Nu e mare chestie, bă, dar tu nici nu prea ești suspect, sincer să fiu. Nu ești suspect deloc. Ia stai o secundă că trebuie să verific eu acum cât de legit ești tu acolo așa de tăplimbi. Fugi acum, fugi când te-am văzut, mă, netrebnicule. Um,
De câte ori trebuie să te lovesc? Na. Și ce cred că mai bine scoteam de prima dată aruncătorul de flăcări? Ăsta e mai mult de umplutură, știi? Nu, nu pot să omor oameni cu el, frate. Dai o lovitură. Două. Dar cât e, frate, că nu mai ia nimeni critic în ziua de astăzi. Și acum s-a prins că sunt aici pentru că m-a văzut sărind. Oh, fuck. Nope, no, n-a funcționat. Mori? Nope, ăla n-a tras cu o rachetă. Mă așteptam să tragă și de asta am... De asta am încercat să dau reflect. Dar el stătea acolo ca tâmpitul și acum tot el m-a omorât. Viața asta e extrem de nedreaptă.